Un târgujean a ajuns în arestul poliției după ce și-a amenințat soția cu moartea la telefon. Bărbatul de 45 de ani a fost reclamat de partenera de viață care a sunat la 112 și a cerut polițiștilor ordin de protecție împotriva soțului agresiv. Ziua următoare, bărbatul a sunat-o pe femeie și a amenințat-o din nou. Gestul l-a costat libertatea. La data de 19 iulie anul curent, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 45 de ani în municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunii de amenințare. Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că la data de 18 iulie anul curent, în timp ce se afla la domiciliu din municipiul Târgu Jiu, bărbatul și-ar fi amenințat soția de 41 de ani cu acte de violență, provocându-i acestea o stare de temere. La aceeași dată, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului. La data de 19 iulie anul curent, femeia de 41 de ani a sesizat poliția municipiului Târgu Jiu despre faptul că soțul său ar fi contactat-o telefonic și ar fi amenințat-o cu moartea. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbatului, iar în cursul acestei zile va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunerile legale. Cazurile de violență domestică sunt tot mai numeroase în județul Gorj. Persoanele împotriva cărora sunt emise ordine de protecție ajung de multe ori în arest, deoarece încalcă interdicțiile impuse de poliție.